După ce primarul Ion Lungu a primit mandatare din partea aleșilor locali în vederea înființării unui nou serviciu în cadrul municipalității, edilul a pregătit un material care a fost transmis prefecturii Suceava. Urmează ca săptămâna viitoare să-l ducă personal și guvernului. Șeful municipalității speră ca cei 157 de angajați de la Termica de la serviciul de transport-distribuție să treacă în aparatul de specialitate al primarului. Pentru anul 2014 avem un număr total de posturi de 746, din care numărul maxim de posturi în aparatul de specialitate al primarului 600, serviciul public comunitar de evidența persoanelor 33, poliția locală 105 și 8 posturi pentru implementarea de proiecte europene. În măsura în care vom solicita sau se va aproba mărirea numărului de posturi, va trebui modificat numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului de la 600 la 757, iar pe total numărul de posturi la primărie trebuie să crească de la 746 la 903 posturi. Sigur, am făcut motivația de ce suntem în această situație, am anexat documente. Încercăm, deși nu este foarte simplu, pentru că nu prea știu prin țară unde s-a aprobat majorarea sau numărul de personal și, din păcate, cam toate societățile termoficare din țară sunt fie insolvență, fie în faliment. Și exemple curente avem Bacău, Brăila și alte localități care au avut serviciu de termoficare și care au făcut societăți separate cu acționariat al Consiliului Local. Sigur că este hotărât Consiliul Local, pe care eu vreau să o duc la îndeplinire. Vom vedea ce sorți de izbândă vom avea în perioada următoare. Salariile celor 157 de angajați vor fi asigurate din încasările mărfii vândute de aceștia. Salariile lor, sigur, ar trebui să vină din încasările de la marfa pe care o vând. Deci de la încasările de vânzare de energie termică, de acolo trebuie să vină salariile lor. Nu e aceeași structură, haideți să înțelegem. Astăzi sunt 267 de salariați, noi preluăm 157. Deci s-a făcut un studiu de oportunitate la începutul anului și din acel studiu de oportunitate care stă la baza întocmirii documentației pentru licitația la transport-distribuție, de acolo rezulta minim 140 de persoane, noi am zis 140 și în final s-a ajuns la 157.